aș vrea să priviți un scurt video. Joc fotbal de la 4 ani. Este foarte important pentru mine și colegii mei. Și avem un scop ca echipa noastră să ne antrenăm foarte bine și noi vom deveni niște campioni. Cluburile sportive, ca formă juridică, sunt asociații obștești și ele, din păcate, nu beneficiază de sprijin din partea statului. Adică legea 2% este practic singurul mecanism care noi astăzi dispunem pentru a atrage niște surse financiare la club. Practic în acești ani de când suntem beneficiari al legii 2% am beneficiat de o sumă în jur de 100.000 de lei. Problema clubului nostru principală la moment este lipsa unui teren de casă. Desigur, principalele noastre cheltuieli sunt la transport. Se ne conștientizează că aceste 2%, ele de fapt nu bagă nimeni mâna dânșii în buzunare. Sunt bani care deja statul i-a impozitat pentru anul precedent. Dacă tu consideri că organizația respectivă merită ca să fie ajutată și tu știi foarte bine că statul sau alte instituții nu o fac asta, de ce să nu o faci tu? Activitățile financiare sunt foarte bine supravegheate, noi raportăm permanent despre activitatea noastră financiară, avem o mulțime de premii, de rezultate, de locuri întâi, de cei mai buni jucători a turneilor, o salvă de cupe și de medalii și asta este lucrul cel mai îmbucurător pentru că înseamnă că ne facem bine treaba.